Salut! Astăzi aș vrea să facem niște calcule și să vedem cât costă să întreții o mașină în 2022, după o serie mare de scumpiri. Nu am ales o mașină anume pentru a face aceste calcule, deși m-am gândit la mașina mea Honda Accord 2.0 benzină, adică la un motor de 1997 de centimetri cubi, așa cum sunt multe mașini pe la noi, 2.0 TDI, 2.0 FSI, de exemplu, la grupul VAG, 2.0 la Honda, avem și 2.0 DCI și la grupul Renault și multe alte branduri au motoare de 2 litri și în general sunt preferatele românilor. Înainte de a începe, vreau să spun că sumele pe care o să le menționez sunt calculate pe an, adică nu pe lună, și la final o să părțim la 12, suma finală, să vedem cât ar costa pe lună în medie. Începem cu primul cost, evident impozitul. La un motor de 2 litri, adică sub 2001 cm cubi, de la 2001 cc în sus, deja vorbim de sute de lei impozit, costă undeva la 200-210 lei impozitul. O să-l pun la 200 de lei, mai ales dacă îl plătim până la sfârșitul primăverii, de obicei avem acea reducere de 10%. Deci impozit 200 de lei. Următoarea sumă de bani pe care o dăm este la răspunderea civilă auto, la RCA. Aici, evident, depinde cât avem RCA la mașină, fiindcă poți face RCA și pe lună, și pe 6 luni, și pe alte perioade. O să pun 12 luni, adică un an. Și o să mă gândesc la o clasă bonus-malus undeva la B4, o persoană care se încadrează la cele mai mici RCA-uri. Și ce ar fi undeva la 1500 de lei pe an, după ce s-au scumpit RCA-urile cu aproape 100% în urma falimentului City Insurance din toamnă. Așa că ar fi undeva la 1500 de lei pe an costul RCA-ului. Evident, dacă am avea clasă bonus-malus undeva la B0 sau chiar mai jos cu M, ar costa mult mai mult. Și la fel, dacă am avea o vârstă unde se presupune că am face multe accidente rutiere, gen cum este vârsta mea la 21 de ani, la fel aș plăti mult mai mult RCA. La cei 1500 de lei RCA se poate adăuga și un casco, de exemplu, dacă avem, dar nu au foarte mulți casco, așa că o să las doar RCA anual, 1500 de lei. Mai departe, taxe de drum. Aici, evident, nu sunt obligatorii dacă nu circulăm în afara orașului, adică rovinietă plus alte taxe de drum. De exemplu, dacă trecem podul pe la Fetești, și acolo mai plătim o taxă suplimentară. Rovineta în acest moment, dacă nu mă înșel, este 28 de euro pe 12 luni, plus alte taxe, să zicem că trecem de două ori podul pe la Fetești, ar fi undeva la 170 de lei pe an. Deci o să dau 170 de lei la sumă. În continuare, cum mașina nu putem să o parcăm cam peste tot, cum ar fi cu motocicletă, de exemplu, este posibil să avem și taxe cu parcarea. În București, de anul acesta, din 2022, s-au scumpit extrem de mult parcările de reședință. Înainte era undeva la 80-100 de lei, acum au ajuns la multe sute de lei. Dar evident, acum depinde din ce oraș sunteți. Să presupunem că trebuie să plătim undeva la 500 de lei pe an. Poate fi mult, poate fi puțin, unii poate nu-l plătesc deloc, fiindcă locuiesc la casă și țin mașina în curte. Dar poate unii au loc de parcare cu reședință, poate unii merg la muncă în anumite zone unde trebuie să plătească parcarea și de aici rezultă și această taxă care, cum am spus, poate fi mare pentru unii, poate fi chiar mică pentru alții, dar consider că ar fi undeva la mijloc. Cum la noi în țară foarte multe mașini au peste 12 ani vechime, trebuie să facem și ITP-ul anual, așa că o să trec ITP-ul complet, să zic așa, adică 150 de lei este o sumă medie pentru taxa de ITP. Evident, găsiți ITP și cu 100 de lei și cu 200 de lei. Dacă aveți GPL și așa, și alte instalații de genul, costă puțin mai mult, adică unele stații ITP cer mai mult. Dar, cum am spus, majoritatea mașinilor au peste 12 ani, deci facem ITP-ul anual. O să pun 150 de lei la suma finală. În continuare, să vorbim despre costurile de întreținere anuale ale vehiculului. Aici pot fi sume foarte, foarte variabile, adică poți să nu dai nimic pe ea, adică nu prea mergi deloc cu ea și nici măcar nu apuci să-i faci o revizie odată pe an, adică un schimb de ulei, să zicem, și câteva filtre dacă le schimbi și pe alea. Sau poate ai o mașină care ai avut ghinion cu ea sau este foarte stricăcioasă și baci foarte, foarte mulți bani în întreținere anual.
Eu aici am ales o sumă de 2000 de lei pe an. Poate fi mare, poate fi mică. Din nou, este pur și simplu o medie pe care am gândit-o eu. Cum am ajuns la această sumă? Asta înseamnă costul pieselor plus a manoperei, fiindcă nu toți își repară mașina cum fac eu, adică având un hobby cu asta și mi-o repar singur. Asta înseamnă o revizie anuală, un schimb de ulei și filtre, undeva la 500 de lei, să zicem, cu tot cu manoperă. Poate fi mult, depinde acum, în unele locuri poate fi puțin. Plus alte costuri, cum ar fi un detailing auto, face o curățare la interior, speli mașina, mai bagi un lichid de parbriz, mai schimbi un lichid de frână, mai schimbi o cură de accesorii, poate mai faci o distribuție, mai schimbi un ambreiaj, mai schimbi anvelope și așa mai departe. Și toate aceste costuri, să zicem că se adună într-un an. Evident că nu schimbi ambreiajul anual sau nu schimbi anvelopele anual, dar în timp se contopesc acolo. Deci consider că 2000 de lei ar fi o sumă ok pentru întreținerea anuală. Asta dacă evident, să zicem că nu-ți pocnește distribuția și trebuie să schimbi un motor sau să rectifici o chiloasă sau ceva de genul. Înțelegeți ideea? Pur și simplu întreținere de bază. Un alt cost, care este cel mai mare cost din listă, este evident carburantul, mai ales că s-a scumpit foarte mult în ultima vreme. O să presupunem că mergem undeva la 12.000 de kilometri pe an. Este o medie pe care o fac mulți dintre noi și eu de asemenea o fac anual. Eu merg de fapt un pic mai mult, dar să zicem 12.000 de kilometri, adică 1.000 de kilometri pe lună, ceva de genul ar fi. La un consum mediu de 7%, aici evident poate să difere, poate mergem mai mult extraurban și o să avem un consum mai mic, mai ales dacă avem un motor diesel sau poate mergem în oraș cu motor pe benzină și evident că o să avem un consum mai mare, poate peste 10, 11, 12, depinde de oraș, depinde de motor, cum am spus, este foarte variabil. Și prețul mediu al carburantului, undeva la 7,5 lei pe litru, să zicem, deoarece la începutul anului nu a fost chiar 7 lei, era sub 6 lei, dacă nu mă înșel, la începutul anului. Și acum poate o să mai scadă pe viitorul apropiat, acum sper, nu știu ce să zic. Motorina știu că este mult mai scumpă ca benzina în acest moment, s-au defazat foarte mult, dar dacă ne uităm pe Peco online, o să găsim că cea mai fină motorină din țară este undeva la 8,15-8,2 lei pe litru și cea mai ieftină benzină undeva la 7,5-7,6 lei. Asta dacă prindeți vreo ofertă, vreo reducere pe la vreo benzinărie din țară. Dar, cum am spus, o să la 7,5 lei media. Și dacă facem un calcul rapid, 120 ori 7 și după aceea ori 7,5, o să ne dea undeva la 6300 de lei carburantul pe an. Dacă mergem mai mult, evident, o să crească prețul, dacă mergem în oraș, la fel o să crească, dacă mergem extraurban, o să scadă. Înțelegeți voi ideea, este un cost mediu. Alte costuri pe care ni le poate duce o mașină sunt, evident, amenzile, dar nu o să le trec, nu o să le iau în considerare, deoarece acum, na, fiecare mai ia o amendă, poate nu ia deloc an la rând, poate ia nu știu câte amenzi pe an, dacă ai permisul suspendat, de asemenea, probabil că nu o să meargă nimeni cu mașina aceea, deci evident că o să reduci costurile de deplasare, de întreținere, vreau să spun, ale mașinii. Haideți să vedem și totalul. La 12 luni avem undeva la 10.820 de lei și dacă împărțim la 12, avem 901,6 lei pe lună. Undeva la 900 de lei pe lună, să spunem, o sumă rotundă. Cum am spus, dacă mergem undeva la 12.000 de kilometri pe an, cu un motor de 2.0 și mașina oarecum ține cu casa, adică nu trebuie să băgăm 1.000 de lei în ea anual. Deci pentru un utilizator mediu, 900 de lei pe lună ar veni costul de întreținere al unei mașini. După părerea mea, poate fi o sumă mică dacă este o mașină de familie și toți din familie contribuie cu bani și evident acolo nu se simte foarte multe, dar dacă stai singur, ai un salariu mai mic, să zicem, evident că o să se simtă destul de mult. La această sumă nu s-a adăugat și prețul de cumpărare al mașinii, evident, nici costurile cu școala de șoferi, de exemplu, fiindcă vreau să fac viitor și un cost și o comparație între costurile de exploatare ale unei motociclete, dar și ale unei mașini. Acum vine vara și o să merg mult mai mult cu motorul, o să reduc destul de mult costurile de deplasare, fiindcă motorul are foarte multe avantaje față de mașină, atunci când vine vorba de costuri, evident. În încheierea clipului vreau să vă rog să lăsați un comentariu în care să-mi spuneți
Cum considerați că ar fi această sumă de 900 de lei pe lună întreținerea mașinii și cât plătiți voi lunar în medie pentru a întreține mașina sau mașinile dacă aveți mai multe? La final, dacă aveți întrebări sau sugestii, vreau să le lăsați în comentarii. Mulțumesc foarte mult pentru vizionare, nu uitați să vă abonați, dați un like la acest clip dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor și de asemenea dați un follow și pe Instagram. Până data viitoare, doar drumuri bune!